Dragi telespectatori, dacă este joi, este o emisiune dedicată administrațiilor locale și reprezentanților și tuturor celor care vor să afle mai multe lucruri prin intermediul televiziunii noastre despre județul Bacău, despre oameni și locuri și mai ales despre cum putem vedea în viitor. Pentru că la un prezent atât de complicat pe care îl trăim astăzi, viitorul poate contează mult mai mult dacă noi știm să-l facem mai bun. Este o emisiune pe care televiziunea exclusiv o dăruiește vouă, celor care ne urmăriți și celor care țineți neapărat să aflați lucruri importante despre județul Bacău. Așadar, personalitatea zilei este invitatul nostru, domnul primar Toma, primar al orașului Dărmănești. Un oraș frumos, un oraș în care când mergi acum poți să vezi schimbarea. Și atunci, inerent, mergem la prima întrebare pe care vreau să vă o adresez. Cum ați găsit primăria Dărmănești în anul 2016? Da, în primul rând, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Da, mi-amintesc cu mare drag de primele zile ale anului 2016, mai exact în iulie, când am ajuns la primăria orașului Dărmănești. Să știți că eu aveam propria mea viziune vis-a-vis de cum ar trebui să se dezvolte orașul și ce am găsit acolo nu prea coincidea cu ideile pe care eu le aveam. Și voi încerca să fiu foarte scurt. În primul rând, din punct de vedere financiar, orice organizație sănătoasă trebuie să folosească bugetul pe care îl are pentru dezvoltare, pentru investiții. Și în administrația publică, cei care cunosc cât de cât domeniul administrației publice, știm foarte clar că avem două secțiuni. Avem secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Ce înseamnă funcționarea? Sunt toate acele cheltuieli însemnând salarii, însemnând utilități și așa mai departe. Dezvoltarea înseamnă investiții. Când am ajuns în 2016 la primăria Dărmănești, peste 90% din bugetul local era cheltuit pentru funcționare și mai puțin de 10% erau dirijați spre investiții. Asta înseamnă că era o localitate închisă cu șanse minime de dezvoltare. Proiecte vis-a-vis de dezvoltarea comunității nu existau pentru că de fiecare dată se invoca că resursa financiară nu există. Ne aducem aminte, cei care suntem născuți un pic mai devreme, că încă dinainte de 1990 era acel procent de 30% din buget dirijat spre dezvoltare. Sigur că am reanalizat în primul rând aceste procente din buget. În al doilea rând am făcut o analiză foarte serioasă a cheltuielilor. După ce am analizat în detaliu cheltuielile și am reușit să scutur acel buget care avea foarte, foarte multe cheltuieli inutile pe componenta de funcționare, ne-am făcut o analiză sinceră să vedem cum reușim să dirijăm plusul de bani spre proiectele care sunt prioritate pentru comunitate. Așa am reușit să închid 2016 cu peste 25% din banii strânși de la comunitatea locală pe investiții, dirijați pe proiecte de investiții. Sigur că n-a fost ușor, sigur că a trebuit să am o viziune foarte bine închegată din punct de vedere economic, pentru că orice proiecte, orice idei, orice obiective aveam noi la momentul respectiv în lista de priorități, nu puteau fi finalizate fără a avea bani. Repet, am pornit cu dreptul, zic eu atunci, împreună cu echipa pe care o aveam la primărie. Am reașezat bugetul de dezvoltare și de funcționare. Am reușit să obținem bani să ne rămână excedent financiar și din buget local am demarat o serie de proiecte care sigur erau în lista de priorități a cetățenilor din orașul Dărmănești. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am făcut în Dărmănești atunci, până în 2016, până la sfârșitul anului și mare parte din aceste proiecte au fost finalizate din bugetul local. Deci trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că
Sunt, după părerea mea, trei surse de finanțare. Nu, pe de o parte, bugetul local, de care spuneați, pe de altă parte, o susținere din partea Guvernului României. Fondurile naționale și fondurile europene. Cam care a fost raportul între cele trei surse de finanțare? Deci, la momentul 2016 iulie, bugetul local era constituit cu preponderență din surse locale. Foarte puține fonduri veneau din cote defalcate și ce avem noi de la bugetul național și fondurile europene lipseau cu desăvârșire. Adică nu am găsit un proiect european, cu excepția canalizării, care era un proiect demarat în parteneriat cu compania de apă. Nu am găsit un proiect care să fie într-o fază, să zic așa, trecut de semnarea contractului de finanțare. Și interesant este, iar din punct de vedere financiar, față de 2016, bugetul orașului aproape că s-a triplat la momentul discuției, nu datorită faptului că am adus, eu știu, am creat foarte multe locuri de muncă în localitate, ci datorită faptului că am făcut proiecte și fondurile europene au început să intre, avem contracte finanțate, semnate contracte de finanțare și în diverse faze și aceste sume, care nu sunt de neglijat, au dus la dublarea și chiar mai bine a bugetului local. Dar trebuie să le spunem telespectatorilor că imaginile pe care le veți vedea în timp ce discutăm cu domnul primar sunt aduse chiar de dumneavoastră, da. Sunt fotografii care ilustrează modul cum arăta, de exemplu, un drum sau un alt obiectiv, un pod, eu știu, o să vedem noi mai bine despre ce este vorba, și cum a evoluat situația în Dărmănești. Eu sincer să vă spun, când ajung în acea piațetă pe care ați amenajat-o, așa parcă simt că pot să respir, pot să mă bucur de, în general, în foarte multe localități, centrul este super aglomerat. Ori dumneavoastră ați reușit să acordați oamenilor un spațiu în care pot să vină cu drag. E acel spațiu pe care îl veți vedea din fața primăriei și nu numai, e o zonă centrală acolo. E foarte frumos, ce să vă mai spun. Nu, chiar nu am cuvinte să spun cât de bine m-am simțit când am văzut acea respirație de care spuneam mai devreme. Să știți că eu încă din perioada campaniei electorale aveam foarte bine structurat în mintea mea ideile și proiectele pe care urma să le implementez în ideea în care ajungeam primar. Și discutam în timpul campaniei de centru civic. Toată lumea m-a întrebat ce reprezintă acel centru civic. Discutam de asemenea de centru cultural sportiv. O a doua, să zic, un al doilea centru de greutate pentru orașul Dărmănești și la fel eram întrebat, dom'le, ce vrea să fie acel centru cultural sportiv. Adică, sigur că în mintea mea acele proiecte erau foarte bine gândite și foarte bine ancorate și sincer, le vedeam în mintea mea, dar ele trebuiau să fie puse în practică și pe măsură ce lucrurile au început să apară în realitate, sigur că și colectivul cu care lucram a început să înțeleagă, am vorbit de etape în modernizarea centrului civic pentru că nu ne-am permis financiar să facem în același an întreaga investiție, vorbesc de bani din bugetul local, dar în două etape am reușit să ancorăm și să închegăm și să gândim un centru care să fie, sigur, funcțional, să creeze și să dea sentimentul că suntem într-un oraș de munte frumos. Și mă bucur dacă la vista în Dărmănești ați văzut acel aer de, să zic așa, oraș de munte, care vine cumva frumos, și curat. oferă o altă perspectivă vis-a-vis de cetățeni. Dacă tot am vorbit despre eforturile dumneavoastră în ceea ce privește aceste investiții și aceste proiecte, cred că e momentul să discutăm un pic despre modul cum, ca să legăm de ceea ce am vorbit mai devreme, cum lucrați, cum colaborați cu consilierii locali. Sigur, există
La acest moment, un consiliu local format din 17... Aveți majoritate în consiliu local? Nu am majoritate. Este un consiliu format din 17 consilieri. Nu am majoritate. Și cu toate astea ați reușit să-i convingeți. Dar niciodată n-am venit cu proiecte de hotărâre împotriva comunității. Și de partea mea am oamenii. Și dacă am avut anumite sincope și anumiți consilieri, poate că n-au înțeles ceea ce eu am inițiat prin proiectele de hotărâri și au votat împotrivă sau s-au abținut. Repet, oamenii sunt de partea noastră și cred că nimeni nu se poate împotrivi ideii de a asfalta o stradă. Nimeni nu poate spune că nu sunt necesare, nu știu, proiecte de recalibrări de albii sau poduri sau reanveloparea blocurilor sau proiecte care, de altfel, în analizele pe care le-am făcut, sunt pe primele poziții de priorități ale cetățenilor. Haideți să punem la punct anumite lucruri. În fiecare UATE, da, în fiecare administrație teritorială, aici ne referim la orașul Dărmănești, sunt, din câte am văzut noi, pentru că noi filmăm ședințele Consiliului Local, trei lucruri importante. Gazele, apa și drumurile. Așa este. Infrastructura aceasta este, cred eu, prioritară. Hai să vorbim despre fiecare, da? Da. Există, aveți, eu știu situația, dar pentru telespectatorii care poate se uită prima oară și trebuie să-i câștigăm pe telespectatorii alături de noi, care vor să știe, pentru că astea sunt chiar lucruri care esențiale au dus România un pic mai în față, în sensul că din momentul integrării noastre în Uniunea Europeană, a venit și Uniunea Europeană către noi cu banii, dar întotdeauna ne-au întrebat cum îi cheltuim și au venit pe tocmai în principal, sigur sunt și alte segmente de activitate, dar în principal pe infrastructură. Deci gaze avem cam cât? Aș vrea să încep cu prioritatea zero a dărmăneștenilor și mă refer la străzi. Străzile. La Dărmănești a fost implementat un proiect nou cu fonduri europene pentru modernizarea, extinderea, dezvoltarea rețelei de canalizare și construirea unei stații noi de epurare. Sigur că acest proiect a dus la distrugerea aproape 100% a străzilor, a infrastructurii stradale, a vechilor străzi. Și atunci prioritatea zero a fost refacerea acestor străzi. Sigur că noi avem o parte din străzi asfaltate, avem o rețea de peste 80 de kilometri de străzi în orașul Dărmănești, o parte din străzi balastate. Am intervenit în regim de urgență la a face cumva aceste străzi funcționale, pentru că aveam adevărate cratere pe aceste, pe mare parte din străzi. Sigur că lucrările la canalizare încă nu erau încheiate, încă se săpau șanțuri gropi acolo, se refăcea anumite trasee care au fost prost executate. Așa. Și acolo unde am avut garanția că nu se va mai interveni la rețeaua de canalizare în sensul de a se din nou desface acele șanțuri și conducte, am trecut la asfaltare. Așa am reușit în 2016 și 2017 să asfaltăm o parte din străzi, circa 7 km din buget local. Și mă refer aici la strada Chimiei, Taberii, Măguricii, Valea Uzului. Valea Uzului am avut un PNDL. Deci peste 7 km de drumuri au fost asfaltate, modernizate cu ridicări de capace la cotă și așa mai departe. Iar peste 24 de km de străzi balastate au fost refăcute, reprofilate, balastate cu sort 1632 și am căutat să intervenim în fiecare cartier, pentru că aproape peste tot erau probleme. Sigur că această prioritate străzile este și în anul 2018 sau a fost în 2018 prioritate zero. Am continuat să facem aceste asfaltări din buget local și pe surse naționale sau europene, în așa fel încât undeva să reușim să refacem măcar partea de stradă care a fost asfaltată sau acei kilometri de stradă care au fost asfaltați și afectați în urma acestor lucrări de canalizare. În 2018
am reușit din buget local încă 4-5 km să-i asfaltăm și chiar săptămâna trecută am închis strada, parte din strada Valea Uzului și strada Brătulești. Vorbesc de buget local. La sfârșitul lunii august am asfaltat strada Orizontului, am amenajat la intersecția dintre Orizontului și Valea Uzului un nou sens giratoriu. Am căutat să venim și cu trotuare acolo unde cazul a fost, cu rigole și nu numai. Deci, mergem pe ideea de prioritate zero de reasfaltare acestor străzi. Este, așa cum spuneam, prioritate zero. Avem și programe naționale PNDL-ul și avem strada Livez și strada Lapoș. Chiar săptămâna trecută am semnat contractul pentru proiectare și execuție. Încă 4,5 km de străzi care foste balastate și, să zic așa, străzi jalnice, vor fi modernizate, asfalt și așa mai departe. La a doua problemă pe care dumneavoastră ați ridicat-o aici, rețeaua de apă potabilă. Sigur, noi la Dărmănești avem o rețea de apă potabilă bine pusă la punct, suntem membri la ADIB, însă avem și acolo probleme. Aveți sursa de apă, este de unde o luăm și noi, de la Valea Uzului? Da, sursa este de la Valea Uzului. Deci noi avem la Dărmănești barajul de la Poiana Uzului și chiar ne mândrim, este, cred că, cea mai frumoasă construcție hidrotehnică din zona Moldovei. Este cea mai pură apă din toată zona și cred că peste 80% din cetățenii județului Bacău consumă apă de la Dărmănești. Și ca, eu știu, patriotism local, sigur că și noi bem apă tot de acolo. Spuneam că avem o rețea de apă potabilă destul de extinsă, însă precizam că sunt și acolo probleme. Când a fost executată această rețea, sigur, n-a fost un proiect bine pus la punct și anumite tronsoane fie nu sunt la adâncimea corespunzătoare și, de exemplu, în iarna 2016-17 am avut disconfort din cauza înghețului pe anumite tronsoane. Am intervenit din buget local și aici sper să nu se supere colegii de la CRAB, nu am avut sprijinul din partea compania CRAB-ului, am făcut pe banii noștri cât am reușit, am schimbat rețele, conducte și așa mai departe, am adâncit, am făcut extinderi, pentru că orașul e în continuă dezvoltare și avem zone care s-au construit case noi și nu aveau rețea de apă și acolo am făcut extinderi de rețea. Dacă tot vorbim, cam câți locuitori are Dărmăneștiul? Dărmăneștiul are 14.750 de locuitori în conform statisticii, însă o parte din... Vă de populația Oneștiului. Nu, suntem micuți, dar... Nu, păi Oneștiul a avut o populație mult mai mare. Cred că era în jur de 36.000, dacă nu mă înșel, sau chiar mai mult. Mai mult, cred mai că mult. Mai mult, da. Dar vreau să vă spun că în momentul ăsta ne apropiem, au mai plecat. Să știți că și de la noi au plecat, da. Sunt plecați în afara țării, dar avem un continuu flux. Unii vin, alții pleacă. Și atunci ideea noastră este de a extinde rețelele de apă, de a le moderniza și în primul rând avem o strategie vis-a-vis de dezvoltarea orașului. Noi lucrăm la planul urbanistic general și ne-am întrebat cum va arăta orașul peste 10 ani, care sunt zonele de dezvoltare, să zic, industrială, care sunt zonele în care turismul va lua amploare. Deci, iată, bifez, care sunt zonele rezidențiale. Mă scuzați că vă întrerup, bifez în dreptul dumneavoastră și o viziune, da? Și o analiză a perioadei care urmează. Sigur că da. Ceea ce cred eu că este foarte important pentru edil. Ei trebuie să gândească și pentru viitor. Cum va arăta orașul în viitor? Pentru că dacă observați că și dumneavoastră când ați venit ați găsit niște chestiuni care țineau de lipsa de viziune, de lipsa de perspectivă. Eu cred că este esențial pentru unii, indiferent câte mandate are, știți cum e vorba aia, în politică sau în aceste funcții suntem trecători, dar dacă lăsăm ceva în urma noastră și gândim și planul dumneavoastră va fi preluat mai departe, eu zic că este foarte important. Eu vă spun modelul meu de gândire. Un om care este în fruntea unei instituții, care este ordonator principal de credite, fără a avea o viziune, este un om mort. Și eu pe mine mă întreb sincer, cum îmi propun să arate eu peste 3 ani, peste 5 ani, familia mea,
ce ne propunem noi, adică nu mergem în beznă și vedem ce ne oferă ziua de mâine, ci trebuie să avem o gândire ancorată în realitățile zilei, în realitățile țării, în realitățile europene, economice și așa mai departe. Și atunci, vă spun sincer, cu ani în urmă mi-am făcut așa un model de gândire. Trebuie să ai puterea să visezi. Deci ca ordonator principal, ca și conducător a unui institut, trebuie să ai puterea să visezi. Să visezi la dorințele cetățenilor sau a celor pe care îi reprezinți. Acele vise care iau naștere în mintea conducătorului, dacă sunt puse pe hârtie și făcute, cunoscute unui grup de lucru, devin proiecte. Da, păi spune așa o vorbă românească, dacă vrei să faci ceva, trebuie întâi să visezi, întâi să-ți propui. Nu da. Poți să realizezi ceva dacă nu îți dorești acel deci lucru. Acele proiecte pe care dumneavoastră le vedeți făcute la Dărmănești, eu le-am avut în mintea mea, da? Le-am pus pe hârtie împreună cu un colectiv de lucru, le-am articulat și au devenit proiecte. Și dacă tot ați adus și vorba de chestiunea asta, spuneți-ne cum lucrați cu echipa dumneavoastră. Am să vă spun. Știu că dumneavoastră aveți acest principiu că nimic nu se poate realiza fără o echipă bine. Așa este. Am să continui întâi și am să spun că a doua etapă importantă este ca acele vise să le pui pe hârtie și să le faci proiecte. Dar cel mai important este să asiguri finanțarea la acele proiecte. Dacă ai reușit să asiguri finanțarea la acele proiecte, visele, ideile devin realități. Și atunci comunitatea beneficiază de acele proiecte care devin realități. Sigur că eu am, ca și pregătire, sunt inginer și am o gândire foarte... Ați fost cumva și subprefect? Am fost și subprefect cu ani în urmă și am o gândire foarte riguroasă. Cu mulți ani în urmă, discutând despre niște analize financiare, mi-am dat seama că nu înțeleg nimic din punct de vedere financiar și cineva mi-a recomandat atunci să fac finanțe bănci, să pot înțelege și mecanismele din economie. Așa am făcut pe lângă inginerie și finanțe bănci și răspunsurile pe care eu la acea vreme le așteptam de la specialiști, pot acum să mi le dau singur. Ați găsit singur răspuns și la întrebări. Dacă din punct de vedere al inginerului sunt foarte strict în sensul că mi-am stabilit niște obiective. Clare, da. Acele obiective, dacă nu au termene de realizare, nu facem nimic. Și în viața personală, degeaba ne propunem să facem ceva dacă nu spunem și până când. Și dacă nu spunem și cu ce. Da. Este foarte important ca să fim foarte bine organizați, riguroși în primul rând cu noi înșine și bineînțeles și cu ceilalți. Și acum încerc să vă răspund la întrebarea cu echipa. Să știți că nu am găsit o echipă de profesioniști sau o echipă super, super performantă acolo, pentru că spuneam mai devreme de rezultatele pe care le-am găsit și viziunea pe care o aveau cei de acolo. Sigur că un om care stă foarte mult într-o poziție se plafonează, există un sentiment din ăsta de automulțumire și rezultatele încep să nu mai apară așa cum... Sau chiar repetitive da. Pot să plictisească. Și atunci, sigur că eu am un ritm al meu și nu-mi permit să pierd timpul. Eu n-am venit la primăria Dărmănești că n-aveam un loc de muncă. Spuneați dumneavoastră mai devreme că am fost subprefect și mi-am dat demisia din poziția de subprefect și am venit la Dărmănești să fac ceva pentru comunitate. Mi-aduc aminte, la vremea respectivă, ministrul de interne m-a întrebat de ce mi-am dat demisia, ce s-a întâmplat. Și i-am răspuns că vreau să mă duc să candidez în localitatea mea, pentru că am avut o discuție cu un grup de prieteni de seama mea, care erau nemulțumiți de direcția în care se îndrepta orașul și care mi-au spus, pe un ton destul de sever, că cei care au cumva experiență în administrația publică nu își asumă riscul de a veni și de a candida să facă ceva pentru comunitate. Și a fost ca o provocare pentru mine, ministrul m-a înțeles, am plecat prin hotărâre de guvern din poziția de subprefect,
am candidat la Drănești și mi-aduc aminte că m-a întrebat ministrul dacă mai candidează cineva cu mine și zic sigur că da, vor mai fi acolo și alți contracandidați și dacă eu am garanția că voi câștiga și am spus că nu, dar cu toate astea am intrat în această bătălie, am câștigat-o și sigur că trebuie să-mi fac să duc la îndeplinirea acele promisiuni pe care le-am făcut față de cetățeni. Mă întorc din nou la rigurozitatea echipei. Și să știți că învățăm. Eu am foarte multă experiență în administrație și toți cei care vor să facă echipă cu mine sunt alături de mine. Unii au plecat pentru că n-au putut să țină pasul. Alții au plecat pentru că principiile pe care eu le-am aplicat nu mai erau congruente cu ideile lor. Și am spus că administrația publică trebuie să fie suplă, trebuie să fie practică, trebuie să răspundă la nevoile cetățenilor. Sigur că ei aveau, unii dintre cei care am găsit acolo, aveau alte principii, alte idei. Am adus oameni noi. Am adus acești oameni, sigur, în urma unor concursuri, pentru că... Da, așa este acum, legat și corect. Rezultatele au început să apară, pentru că vă precizam mai devreme că bugetul s-a dublat. De ce s-a dublat? Pentru că scriem proiecte europene și acei bani încep să intre în comunitate. Nu avem resursă locală suficientă să facem singuri acele obiective, proiecte pe care le-am gândit noi. Și atunci apelăm la aceste surse. Nu suntem la momentul de față o echipă super performantă, nu. Dar față de momentul de referință 2016, cu siguranță suntem mult mai sus. Sigur că am stabilit reguli și acolo și am găsit un haos așa în autoritatea publică locală de la Dărmănești. Nu aveau proceduri, nu știau ce au de făcut. De fiecare dată îmi spuneau că noi așa am fost învățați să facem. Am schimbat programe, am adus programe moderne și repet, rezultatele încep să apară. Cu siguranță nu sunt mulțumit la momentul discuției de întru totul de echipă și mă gândesc foarte serios la ideea de a face o reorganizare și sigur, reorganizare, concurs pe posturi și așa mai departe, iar cei care vor rămâne nu voi, să zic, modifica anvelopa salarială. Cei care vor rămâne vor avea cu siguranță un salariu mult mai mare decât îl au acum, dar n-are rost să avem 100 de oameni și să lucrăm cu 40 sau cu 50. Da, este... Dar e o analiză pe care la momentul ăsta o discut și s-ar putea decizia asta să o luăm. Este foarte bine, pentru că așa gândește un lider, da? Un lider trebuie să aibă echipă și în primul rând trebuie să știe tot ceea ce dorește, ce vrea să facă cu echipa respectivă. Am rămas cu gazele, să ne spuneți câteva lucruri. Cât acoperire... Da. A treia problemă foarte, sigur, apă, foarte, foarte serioasă gaze. Este extinderea rețelei de gaze. Sigur că noi avem o rețea de gaze la Dărmănești, nu acoperă toate cartierele și am făcut demersuri pentru a face extinderea rețelei de gaze în cartierul Lapoș, Josen, Triaj și Sălătruc. În funcție de resursa financiară pe care o avem. La acest moment, încă din 2017 am făcut toate demersurile, în 2018 legea s-a modificat și a suportat niște modificări în sensul bun de a ne ajuta pe noi. Suntem acum cu studiile de fezabilitate la Delgas Grid Mureș. Și deși și pentru 2018 am alocat peste 150.000 de RON pentru extindere, n-am reușit, pentru că nu au ieșit aceste studii, să facem efectiv, să trecem la extinderea efectivă. Dar cu siguranță în 2019 vom avea lucrări vis-a-vis de extinderea rețelei de gaze. Aici vreau să mai fac o precizare. Să știți că legislația veche spune că cei de la concesionarul rețelei de gaze, în speță Delgas Gridu, face o analiză de eficiență. Dacă este eficient pentru companie acea investiție, dacă este eficientă, investiția va fi făcută cu banii lor. Așa de bine a fost gândită legea, încât în aproape niciun caz nu este eficientă investiția pentru concesionar. Și atunci am cerut și am avut discuții la Ministerul Energiei în vreo 3 runde de a modifica cumva legea, pentru că în felul în care legea era, cetățeanul era total defavorizat. Dom'le, omul vrea
gaze, da? Și compania venea și spunea, dom'le, nu e eficient să fac extindere de gaze în cartierul X pentru că nu am 10.000 de consumatori și am numai 1.000. Și în sensul ăsta legea s-a modificat, sigur, și atunci investiția cădea în sarcina autorității publice locale și a cetățeanului. Ori de cele mai multe ori acele investiții nu puteau fi suportate nici de autoritatea publică și nici de cetățean. Repet, legea a suportat niște modificări în sensul bun al cuvântului, iar 2019 cu siguranță vom face toate demersurile în așa fel încât cel puțin, deci la momentul de față, după analizele pe care le-am făcut noi, avem undeva peste 8 km de am solicitat peste 8 km de rețea de gaze să fie extinsă. Bun. Dumneavoastră, sunteți un foarte bun vorbitor, sigur că și pe o singură temă putem vorbi o emisiune. De această dată și le promitem telespectatorilor noștri că cel puțin la câteva luni o să fiți invitatul nostru și vom lua după aceea fiecare lucru în parte. Și e foarte bine așa, că chiar știți foarte bine pe fiecare segment în parte. Aș vrea să descoperim, să redescoperim Dărmăneștiul pentru telespectatorii noștri, să mai discutăm și cât sumar, e adevărat, și despre alte segmente de activitate. Hai să vorbim un pic despre cei în vârstă. Da? Sunt persoane care poate rudele au plecat în străinătate, care sunt singuri, care eu știu, știu că în alte anul acesta n-am monitorizat îndeaproape Dărmănești, sunt care împlinesc o anumită vârstă, cupluri care au, eu știu, 50 de ani de căsătorie. Sau, s-a întâmplat, Doamne ferește, dar se mai întâmplă un incendiu sau nu poate să fac curățenie în fața gospodării. Da. Sunt tot felul de chestiuni. Cum îi ajutați pe cei în vârstă pentru... Să știți că avem un plan și o viziune pentru fiecare categorie de vârstă. Și pentru tineri, și pentru cei care au poate vârstă medie, și pentru cei care sunt de vârsta a treia sau poate chiar mai tineri. Și dacă dumneavoastră ați punctat acest segment al oamenilor pe care îi respect foarte mult, sunt oamenii la care noi, cei mai tineri, ne referim și mai mult decât atât sunt oamenii care au făcut ceva în viața lor. Și cei care au făcut ceva și pot arăta cu faptele lor ce au făcut, trebuie respectați fără dor și poate. Sigur că acești oameni au nevoile și necazurile lor, fie datorită, eu știu, poate lipsei de bani, fie sănătății precare, fie datorită faptului că, așa cum spuneați dumneavoastră, cei apropiați de familie sunt plecați din țară. Și atunci am gândit acțiuni care să vină cumva și să rezolve parte din aceste nevoi. Dincolo de faptul că avem prin Biroul de Asistență Socială foarte bine monitorizate cazurile mai aparte, mai, eu știu, cu probleme fie de sănătate, fie financiare și încercăm acolo prin și cu resursele pe care le avem noi să ajutăm. De exemplu, avem nenumărate cazuri de persoane vârstnice care nu își permit să cumpere lemne pentru iarnă și Primăria Dărmănești are peste 1.000 de hectare de pădure și din lemnul pe care îl scoatem noi acolo, o parte din acest lemn este dedicat persoanelor, sigur, cu nevoi, dar în urma unei anchete sociale foarte bine puse la punct. În al doilea rând, să știți că am gândit un centru pentru persoane vârstnice și aveam undeva cei care cunosc Dărmănești, în zona fostului spital Dărmănești, în strada Dumbrave, aveam niște corpuri de clădire abandonate, într-o stare avansată de degradare și acolo am dezvoltat niște proiecte europene și avem contracte semnate de finanțare. De exemplu, un centru pentru persoane vârstnice, un centru de zi, mai bine zis, pentru persoane vârstnice, care valoarea proiectului este
destul de consistentă, care vine cumva să răspundă la mai multe probleme pe care persoanele vârstnice le au. Și în acel centru vom avea și consiliere psihologică, vom avea și consiliere medicală, da? Servicii medicale ușoare, să zic așa. Vom avea acolo și alte activități socioculturale. Deci oamenii trebuie să se întâlnească, să discute, să-și spună problemele, să socializeze, să... Da? Da. Cât mai apropiați, adică sigur că mai bine reziste la asemenea chestiuni când avem, ești împreună cu alții de vârsta așa ta este. Și avem, de exemplu, un mic spectacol, o activitate culturală. Da. Avem, și, de exemplu, în primul rând, foarte... iau nevoie de cineva cu care să comunice până la urmă, pentru că singurătatea te omoară. E cea mai grea. Foarte multe probleme juridice vin la mine și îmi spun, domnule, știți, aș vrea să, nu știu, să dau copiilor mei casă și proprietatea și... Da, dar și totuși, dar totuși mă juridic. Gândesc că n-am cum să ajung la un notar sau n-am înțeles. Chiar mi-aduc aminte săptămâna chiar trecută... Sau chiar vă cer un sfat până la exact. Săptămâna trecută... Rezolve primarul și problemele juridice, dar cred că foarte mult să discutam cu un alt domn primar chiar astăzi când am mai făcut o filmare, că lumea vine la primar ca la Dumnezeu, adică primarul se rezolvă toate problemele. Le știe pe toate. Dar cred că până la urmă și un sfat bun și faptul că are cui se adresa. Da? De exemplu, săptămâna trecută vă dau un exemplu cald. Acum a venit la mine o bătrânică care mi-a spus așa. Zice, tare mult mi-aș dori să fac acte de vânzare-cumpărare pentru băiatul meu care stă în curte cu mine de mai bine de 40 de ani. Dar zice, am o problemă. Zic, ce problemă? Mi-e tare teamă că dacă eu voi face la notar această vânzare, voi fi scoasă în stradă. E destul de greu să înțelegi ce se întâmplă în acea familie sau în familie unde nesiguranța există. Și atunci am spus, zic, niciun fel de problemă, puteți să vindeți acea proprietate fiului cu proprietatea de uzufruct. Și a zis, domnule, ce e aia? Nu înțeleg ce e aia. Care e problema cu proprietatea asta? Și zic, atât timp cât dumneavoastră trăiți, nu vă poate scoate nimeni de acolo. Doar după moartea dumneavoastră, fiul devine proprietar de drept și de fapt. Și era așa foarte mulțumită de răspunsul pe care eu l-am dat și am recomandat un notar. Am și vorbit cu acel notar în ideea de a pune acea clauză de protecție pentru vânzător. Și ce este foarte interesant, că s-a și perfectat această tranzacție și a venit băiatul la mine și mi-a spus, domnule, nu știu ce a spus mamei, dar de 20 de ani am obosit încercând să o conving că trebuie să fie pe numele meu să fac și eu ceva, o investiție în casa aia, pentru că erau necesare acele investiții. Da, și zice, eu nu prea aveam așa încredere. Nu știu ce am spus. Domnule, zic, am spus de proprietatea de uzufruct. Iată că o problemă poate care de ani de zile persista în mintea femeii, a putut fi rezolvată ușor cu o consiliere juridică. Și la acel centru de zi pentru persoane vârstnice noi vom avea și consiliere juridică. Și probleme de genul ăsta sigur că pot fi ușor rezolvate și oamenii prind încredere unii în alții și sigur rezolvă parte din da, aceste probleme. Este interesant că până la urmă și o vorbă bună, un sfat, și mai ales dacă vine și de la cel pe care l-ai ales, atunci valoarea este amplificată. Să știți că încă oamenii mai au încredere în primar. Dacă cu ani în urmă vorbeam de primar, de preot și de învățător ca oamenii de referință ai comunității, astăzi încrederea cumva s-a mai subțiat în anumite instituții, dar încă la primărie vin și cuvântul primarului este cel care, să zic așa, e luat de bază în multe... E important. Da. O să avem, sigur, și pe acest domeniu putem discuta foarte multe lucruri, o să luăm rând pe rând câteva lucruri ca să ne facem o imagine asupra orașului Dărmănești despre sport, despre copii, parcuri pentru copii, amenajări, locuri de joacă. Da, am... Spuneam, eu întreb, multe le știu, spuneam, dar pentru spuneam mai devreme că am încercat să rezolvăm problemele pe categorii de vârstă. Dacă am vorbit foarte puțin despre persoanele vârstnice,
și a făcut mult mai multe pentru această categorie. Vreau să vă spun și despre tineri. Am avut în 2017, în luna noiembrie, cu un an în urmă, o întâlnire la Liceul Tehnologic din Dărmănești, un liceu unde învață aproape 1000 de elevi, pe niște ateliere de lucru, ateliere din care și eu am făcut parte, și unele întrebări duceau cumva la prioritizarea nevoilor elevilor din Dărmănești. Și chiar eram foarte interesat să văd care sunt prioritățile zero ale acestei categorii de vârstă. Da, elevi de clasa 10, 11, 12 și nu numai. Am fost foarte surprins, plăcut surprins de faptul că prima prioritate a fost o casă de cultură la Dărmănești. Și fac acest preambul să zic pentru că la Dărmănești nu avem o casă de cultură. Nu aveam o casă de cultură la acea vreme. Și toți au spus, domnule, avem nevoie de o casă de cultură, avem nevoie de un loc în care noi să ne întâlnim, să avem diverse activități specifice zonei. M-a mobilizat foarte mult acel răspuns și imediat am trecut la pasul 2 și am cumpărat casa de cultură de la Dărmănești, casa de cultură, da, care era în proprietate privată, fosta casa de cultură a rafineriei Dărmănești. După ce rafineria s-a închis, lichidatorul a vândut bunurile, o firmă din Dărmănești a cumpărat acea locație și sigur că din buget local am cumpărat acea clădire, repet, care nu este în cea mai bună stare din punct de vedere tehnic. Am depus un proiect pe axa 13 și nu numai de 2 milioane de euro pentru modernizarea casei de cultură și dacă vom reuși să obținem finanțarea pentru acest obiectiv, va fi una dintre cele mai frumoase case de cultură de pe Valea Trotușului. Și spun asta fără lipsă de modestie. Casa de cultură de la Dărmănești avea o rezonanță extraordinară și marile voci, mari artiști ai României, de fiecare dată când veneau la Dărmănești, aveau cuvinte de laudă la felul în care rezona Casa de Cultură. Aveți din cadrul consilierilor membri în Consiliul de Administrație ale școlilor. Da, sigur, avem, avem și elevi olimpici. Avem elevi olimpici și mai mult decât atât. Să știți că am sprijinit ideea de dar cu care te naști și poate că iar sunt mai greu de înțeles. Principiul după care mă ghidez eu, sau unul din principii, spune că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi ceva. Ne-a dat unora, nu știu, talent de a picta, altora de a cânta, altora de a face administrație. Și atunci am văzut copii foarte buni, foarte inteligenți, care aveau rezultate foarte bune la anumite materii și nu aveau resursă financiară și sprijin, poate moral mai puțin, dar financiar cu siguranță din partea familiilor din care proveneau. Și am stabilit din Consiliul Local câteva categorii de burse și avem burse de merit, avem burse sociale, avem burse medicale. Am gândit noi acolo pentru olimpici, pentru cei care obțin rezultate deosebite și avem asemenea oameni. Am gândit și pentru recompense financiare și pentru echipa de profesori care pregătesc acești copii. Și să știți că e foarte interesant și este o competiție. De exemplu, 2018 am dat o bursă specială pentru șef de promoție. Șef de promoție, am zis noi, clasa 12-a și clasa a 8-a. Știți câtă mobilizare există, că la un moment dat poate câteva sutimi fac diferența între cel mai bun, dar acele sutimi sunt hotărătoare, esențiale. Da. Și am gândit acest pachet de recompense financiare din partea Consiliului Local în așa fel încât să stimulăm valorile. Bun, pentru că timpul nostru este extrem de limitat, totuși vom prelungi un pic emisiunea noastră, pentru că am rămâne așa într-o coadă de pește, mai sunt câteva lucruri pe care eu vreau neapărat, mai bine zis, întrebări pe care vreau să vi le adresez. Haideți să vorbim un pic de potențialul turistic al Dărmăneștiului și să vorbim chiar despre această asociație, Mompiesa, din care faceți parte și dumneavoastră. Așa este. Am să vă spun înainte de a trece la turism, de faptul că pentru tineri am cumpărat și o bază sportivă și au venit la mine, avem o echipă de fotbal la Dărmănești care joacă în D
și m-au rugat să le pun la dispoziție o pășune, un teren undeva să joace. Mi-a fost rușine ca eu să vin și să le spun că le pun o pășune la dispoziție. Nu aveam la fel o bază sportivă. Și ce am făcut? Am cumpărat baza sportivă de la Dărmănești, tot din resurse locale. Iată că, ce spuneam mai devreme, bine ancorați în realitățile economice ale vremurilor, putem, și chipzuind eficient banii, putem să facem lucruri foarte interesante. Am cumpărat baza sportivă cu peste 33.000 de metri pătrați, un teren care este în corelație cumva cu nevoile sportive, federației sportive. Am făcut în acest an investiții tot din buget local și cred că în perioada imediat următoare o să vă invit acolo la inaugurare. Este o bază sportivă modernă, din nou spun, cum multe localități din jur nu au. Am să mă refer la acum la cum văd eu și colegii mei din primărie, sau care este viziunea vis-a-vis de turism. Am analizat pe termen lung care sunt șansele de a aduce din afara țării acei oameni care au plecat pentru diverse, eu știu, nevoi și, în primul rând, lipsa locurilor de muncă. Să știți că în România, în perioada următoare, nu cred că vor mai fi investiții majore și așa cum erau făcute pe vremea dinainte, din 1989. Și atunci am făcut o analiză foarte serioasă a resurselor locale. Turismul este o resursă. Ce vreau să fac? Spuneam cu ceva timp în urmă că doresc ca Dărmăneștiul să devină stațiune turistică de interes local. Și am făcut acele demersuri și sunt niște pași de parcurs. Zona Valea Uzului, a monte de baraj Valea Uzului, oferă niște peisaje unice în județul Bacău. Era cumva și o tabără sigur pentru școlari. Sunt două tabere, două locații de tabere pentru școlari. Cea de sub baraj este încă funcțională, cea a monte de baraj nu mai e funcțională și o vom prelua noi. Și spuneam, noi avem în jurul Dărmăneștiului Natura 2000. Sunt câteva mii de hectare de zone superbe. Am gândit un pachet de acțiuni care să vină cumva să atingă acest obiectiv al nostru, stațiune turistică de interes local, drumul județean 123 care mărginește barajul de la Valea Uzului, este semnat contractul de finanțare și Consiliul Județean Bacău se ocupă de treaba asta și în cursul anului 2019 va fi asfaltați, modernizați peste 6 km de drum. Spuneam că am depus un proiect pentru extinderea rețelei de curent la coada lacului, pentru că trebuie să avem și utilități dacă vrem să avem un turism modern, peste 1,5 milioane de euro și sper ca anul viitor să putem să demarăm aceste lucrări. Am, foarte interesant, vorbeam de Pug și am extins zona Pugului în acest areal, în așa fel încât cei care doresc să vină să construiască pensiuni, case de vacanță, să poată să aibă sprijinul nostru. Să le spunem telespectatorilor, nu știu, noțiunile, planul urbanistic general, da, așa, este Pug. Planul urbanistic general este cel în care sunt foarte bine gândite, eu știu, proiectele de investiții, zonele de intravilan, zonele de rezidențial, zonele de turism și așa mai departe. Și am prins aceste zone în acest Pug, în așa fel încât să venim în sprijinul celor care vor să investească, pentru că dacă terenul este în extravilan, ei nu pot construi. Și începe o procedură foarte greoaie și costisitoare pe banii omului. Orice mai mulți renunță. Noi am venit în sprijinul lor. Ce am mai făcut? Am apelat la măsurile și proiectele naționale de cadastrare gratuită. Și suntem la al patrulea contract pe cadastrare gratuită cu toate proprietățile din acea zonă. Având cadastru făcut pe proprietățile private, omul fie vinde terenul, fie își construiește ceva, dar creăm niște oportunități, sigur, mult mai mari decât au fost înainte. Și ce este foarte important, am introdus acele străzi în nomenclatorul stradal. Sunt foarte multe pensiuni, case de vacanțe construite la Valea Uzului și nu au stradă, nu au număr.
Nu putem vorbi de un turism elegant, modern, în condițiile în care noi. Sigur că autoritatea publică, v-am dat doar câteva exemple, s-a implicat și a încercat să pună acești pași unul lângă altul, în așa fel încât la sfârșit să putem vorbi de Dărmănești, stațiune turistică de interes local. Când este hramul bisericii la Dărmănești? Avem multe biserici la Dărmănești și în tot circuitul anului deci avem... Vă întrebam, mă gândeam că am văzut în multe OAT-uri de hram se face și se fac zilele comunei sau zilele orașului. Da, noi am defalcat lucrurile pentru că în luna august facem zilele orașului Dărmănești și 26, 27, 28 august au fost zilele orașului la Dărmănești, așa vor rămâne, pentru că am încercat cumva să separăm activitatea religioasă de activitatea culturală. Și mai mult decât atât, încercăm să facem o tradiție a lui Dărman la Dărmănești. Primele izvoare apar despre Dărmănești, apar legat de numele unui capitan al lui Ștefan cel Mare care se numea Dărman. De la acest capitan, localitatea a împrumutat numele și se numește Dărmănești și sigur este un brand pe care noi încercăm să-l promovăm și să-l lansăm ca și carte de vizită a orașului nostru. Am filmat, nu știu, anul trecut sau acum 2 ani, ursul de la Dărmănești. Pentru așa că este. Tot sunt sărbătorile care vor veni. Sunteți, orașul Dărmănești este într-o zonă extrem de bogată și din punct de vedere folcloric și cultural și al tradițiilor în mod special. Dar eu sunt convins că despre lucrurile astea o să vorbim în altă ediție, pentru că trebuie să avem multe lucruri pe această zonă și vom da chiar imagini filmate. Am foarte multe de spus eu despre această zonă, da. Pentru că e o chestie care chiar mă interesează. Sunt tradiții extraordinare și astea pot fi legate chiar de parte de turism. Ia să văd eu ce credeam eu când mi-am notat-o aici să vă mai întreb. Cu tineretul am vorbit, cu cei văzni. Cu românii din străinătate am stabilit. Când vin, iau legătura cu dumneavoastră. Pe termen lung ne-ați dat câteva repere de orizont, așa că despre ele vom mai vorbi. Eu am să vă întreb totuși pe finalul emisiunii noastre, ce credeți că ați putea să ne mai spuneți în plus față de ceea ce v-am întrebat noi? Care elemente credeți că ar mai trebui menționate în această ediție? Sunt foarte multe lucruri despre care sunt foarte multe, să vorbesc și foarte multe, deci n-am atins aproape nimic. Dar vreau să mă refer la un lucru care mi-e tare drag mie. Noi vorbim de centenar, suntem în an centenar și... Sigur. Când vorbim de centenar, trebuie să ne întoarcem la ce s-a făcut, ce s-a întâmplat cu 100 de ani în urmă. Și dacă ne întoarcem cu 100 de ani în urmă, cu siguranță vom da peste cei care s-au jertfit pentru a face această Românie mare și a face ca noi să o ducem mai bine. Și mă întorc la eroii noștri. Și sigur că de fiecare dată când vorbesc de eroi, trăiesc un sentiment de mândrie pe de o parte și de rușine pe de altă parte, pentru că n-am reușit noi, cei care astăzi trăim într-o țară unită, să facem ceea ce ei și-au imaginat că vor face urmașilor. În primul rând, legat de eroi, sigur că total am refăcut monumentele din Dărmănești, parte despre din ele, de la zero le-am luat. De la zero, pentru că mi-era mie aveți rușine. Aveți chiar un monument foarte frumos în fața primăriei, în fața liceului din Dărmănești. Da. Sunt peste 1000 și ceva de eroi români îngropați acolo și era o cruce când am venit la primărie, care era într-o rână, stătea să pice. Am refăcut total acel monument și mai mult decât atât, am scris pe acel monument numele eroilor care sunt din primul război din Dărmănești, care sunt îngropați acolo. Știți ce e foarte interesant? Pe lângă acel monument am făcut o alee pe care elevii din liceu au acces la liceu. În fiecare zi trec și pe lângă acel monument. Și au venit copiii la mine și mi-au spus: domnule, am văzut numele, nu știu, Vașloveanu pe acel monument. Și m-au dus acasă și l-am întrebat pe tata, pe bunicul. Știți ce ne-a spus? Că acolo este străbunicul nostru. Vedeți, copii, deci ăia care al căror sânge îl purtați voi acolo au murit pentru a apăra țara asta.
Nu m-am oprit acolo și să știți că la Valea Uzului, noi avem amonte de barajul de la Valea Uzului, avem un cimitir internațional. Pe lipsa de reacție a autorităților publice din județul Bacău, și o spun cu mâna pe inimă, și din orașul Dărmănești, acel cimitir în care sunt peste 1300 de soldați îngropați și români, a fost cumva acaparat de cei din Covazna Harghita, în acel cimitir, fără niciun fel de accept din partea autorității centrale, Ministerul Apărării, OCTA și așa mai departe, s-au montat, au fost date crucile românilor și nemților și ce a mai fost acolo deoparte, și s-au montat un număr de peste 400 de cruci maghiare. Sigur că nu spune nimeni că lucrez foarte bine, dar și ceilalți trebuie să fie, da. Să fie. Și lucrez corect acum la un proiect cu Ministerul Apărării. Îmi doresc ca până la sfârșitul anului, suntem la studiu de fezabilitate și la proiectul tehnic. Acolo, în acel monument, noi nu stricăm nimic ce au făcut ceilalți, dar acolo va apărea un monument al eroului român cu semnele ostașului român mort în ostașilor români morți în primul război mondial. Și săptămâna trecută, fac și precizarea asta, am fost invitat de Ministerul Apărării într-o delegație la cimitirul din Nancy, din Franța, unde sunt 2300 de soldați români îngropați acolo. Este emoționant să vezi cum alții, repet, au grijă și respect față de eroii noștri, iar noi de cele mai multe ori trecem problema asta la diverse. Mi-aș mai dori ca anul viitor să pot să aduc și fac demersuri, să aduc un ostaș român, un erou român din Dărmănești, îngropat în afara graniților țării, să-l aduc la Dărmănești. Este un proiect la care țin foarte mult. Fac demersuri acum prin cadrul ambasadelor, Ministerul Apărării, să pot să identific un erou român din Dărmănești, îngropat undeva afară și să-l putem aduce acasă. Pentru că am văzut la Dion, Franța, scrisori ale soldaților români care erau în lagările de concentrare acolo. Toți își doreau un singur lucru, să se întoarcă acasă. Da. Iată un an plin de evenimente, un an care ar fi putut fi pentru noi mult mai reprezentativ. Noi am fi putut face mult mai lucruri, mult mai multe lucruri. Mă refer la noi toți, cei care, iată, după 100 de ani, avem o presă liberă în România, avem posibilitatea să le aducem telespectatorilor noștri informații, multe dintre ele pe care nu le știau. Pentru că în perioada următoare, Exclusiv TV va încerca să facă cât mai multe emisiuni cu cei care reprezintă comunitățile locale, primarii vor fi pe prima pagină și a ziarului Bacău Press, pe care noi îl vom lansa cât de curând, un ziar tipărit, unde va apărea și acest, va fi și inserat acest interviu, sigur incomplet din punctul meu de vedere, pentru că nu am reușit să pun multe, multe întrebări. Cu domnul primar putem sta de vorbă, pentru că știe foarte bine actualitatea din Dărmănești. Cred că dacă am fi stat astăzi, cel puțin 10-20 de ore avem de vorbit. Dar asta înseamnă pentru noi un lucru foarte bun. Asta înseamnă că ne rămâneți dator cu prezența dumneavoastră și în alte emisiuni. Ne bucurăm foarte mult că ați fost alături de noi și să spunem că este un nou început și pentru televiziunea noastră și pentru publicația tipărită Bacău Press și pentru televiziunea literară, că vom discuta la un moment dat și despre activitățile culturale, scriitori din Dărmănești și așa mai. Avem foarte multe lucruri în comun, așa este, noi cei de la televiziune cu dumneavoastră din Dărmănești, și e bine că ne oferiți disponibilitate pentru a valorifica din punct de vedere al presei acest mare potențial. Eu vă mulțumesc pentru invitație și să știți, voi mai veni la emisiune, dar de obicei vin atunci când am lucruri reale de spus și realități. Sigur. Să știți că mi-a plăcut că ați vorbit concret despre foarte multe lucruri. Noi, imaginile pe care dumneavoastră ne le-ați pus la dispoziție, le vom publica. Rămâneți un prieten al telespectatorilor noștri. O să vă rog după această emisiune să facem și câteva fotografii, să avem și o fotografie oficială a dumneavoastră și cu moderatorul. Cu siguranță. Și în numele colegilor mei de la regia tehnică, vă mulțumim încă o dată și suntem bucuroși să
fiți oaspetele nostru. Mulțumesc și eu. Permanent, dacă putem spune așa, când apar noutăți și sunteți noutăți. Cum are drag. Da. Dragii mei, sunt Eugen Ungureanu, emisiunea noastră Personalitatea Zilei s-a încheiat. Vă așteptăm cu drag să fiți alături de noi. La revedere! We'll be right back.